Ne-am bucurat pentru ea când a anunțat că este în așteptarea unei minuni în viața ei, iar minunea se pare că e în întruchiparea unei fetițe ce urmează să o cunoască în curând. Da, îndrăgita noastră Natalia Barbu e însărcinată, iar noi am prins-o departe de Moldova, acolo unde a decis să-și încarce bateriile pentru toate nopțile ce vor veni. Cum se simte viitoare mămică, dar și alte detalii curioase din viața artistei aflăm din reportaj. Într-o zi am simțit că e timp potrivit și nu m-am mai grăbit. În primul rând, țin să vă felicit cu acest eveniment frumos din familia voastră și vreau să știu cum te simți, dar de fapt, după priveliștea și imaginea pe care o vedem, îmi dau seama că te simți foarte bine. Mă simt minunat, suntem fericiți, suntem în vacanță, o vacanță mult așteptată. Într-un loc pur și simplu divin. A fost o surpriză, într-adevăr, dar una foarte frumoasă și binecuvântată. Când am aflat, bineînțeles că la început a fost un pic de șoc, așa, pentru că nu eram pregătiți. Dar pe parcurs creștea bucuria în sufletele noastre și nu cred că pot să descriu prin cuvinte ce simțeam azi atunci când am realizat că mama mea a membra. Deja ai anunțat că va fi o fetiță. Vreau să știu dacă cumva ai simțit că va fi, uite, o fetiță și nu un băiat. De data asta chiar am simțit că o să fie fetiță și, sincer, am avut și nenumărate semne reale că e fetiță. Am făcut, de exemplu, comandă de niște hăinuțe pe internet pentru niște prietene de ale mele, pentru fetițele lor și în loc să fac comandă de 9 ani, am făcut de 9 luni și mi-au venit niște hăinuțe de fetițe așa mici și mă uitam așa. După aia, bineînțeles că am aflat că sunt și însărcinată și cu fetiță. Am mai fost tot felul de vise, dar am simțit în sufletul meu că e fetiță. Diferă cumva această sarcină de prima? Aș spune că diferă sarcina sine. Eu mă simt la fel de bine, mulțumesc lui Dumnezeu, chiar sunt ok, n-am avut. Mă simt minunat. Doar că probabil că fiind fetiță, nu știu, chiar vreau să întreb și eu fetele care au... Probabil că altfel corpul reacționează pentru că mă simt așa mai umflat, așa mai... Nu știu cum să zic. Când ziceau că cu fetițele ești mai umflată. Nu luam în seamă lucrurile astea, dar să știi că acum înțeleg că e și chestia asta un pic adevărată, cum se spune, din bătrâni. Noi așteptăm cu nerăbdare, îți dorim în continuare sarcină ușoară, vacanță frumoasă și îți mulțumim că ai găsit timp pentru noi. Și eu vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez și vă trimit așa cât mai multă căldură, soare și culoare de aici.